Și având în vedere că s-a schimbat primarul, ca atare se vor schimba mare parte din consilier. O să crească mai repede pădurea, o să se taie mai puțin, mai cu folos cetățenii. Ce proiecte aveți, susțineți noastră? Deci, care ar fi un prim proiect mare care interesează pe toată lumea, împărțirea în mod egal și corect a dreptului asupra materialului nostru pentru fiecare familie de moți din comuna noastră. Deci asta e primul plan care nu s-a făcut și dorim să îl vom realiza 100%. Altfel s-a făcut schimbare degeaba. În continuare, proiectul cu apa, care trebuie găsit o modalitate pentru că s-au făcut foarte multe pensiuni, destul de mari. Actualele izvoare credem că nu vor mai face față de iarăși în vară, când va fi probabil că după frigul și ploile care au fost, o să fie o perioadă de secetă. Și vedem mai departe infrastructura care neapărat trebuie făcută, drumurile praf, din păcate, în 12 ani de zile mari lucruri s-a făcut, după cum bine s-a văzut și în reportajele care au fost acolo, și din care cauze turiștii evită, să zic, să vină în multe locuri. Și un ajutor într-o anumită proporție, cam 20%, îmi zice noi, pe cei care vor să-și realizeze proiecte pe agroturism. Să îi ajutăm din pădurea comunală, în sensul ăsta, le oferi o anumită cantitate de materiale nou, cum s-a oferit și în comunele din județul Alba, care s-a dovedit că a ajutat foarte mult. Și sperăm să facem treabă împreună, chiar dacă suntem acolo cu PSD-ul, sperăm să facem treabă împreună de aia.